Bună ziua! Bine ați venit la SNSPA, la dezbaterea intitulată Cum poate crește influența românească în politicile europene. Ne sosesc ultimii invitați. Domnul Ionuță, vă rugăm să vină direct la prezidiu. Sunt Alina Bărgăoanu, sunt prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Permiteți-mi, în primul rând, să precizez faptul că în sală se află și domnul rector Remus Pricopie, ministru al Educației în perioada 2012-2000, într-o perioadă foarte importantă din istoria contemporană. Îi mulțumim foarte mult că a venit la acest eveniment și, mai important decât acest lucru, faptul că sprijină tipul acesta de dezbatere pe care îl continuăm astăzi. Ce aș vrut în primul rând să spun în calitate de moderator al acestei dezbateri este faptul că este o continuare a unei dezbateri care a început în luna decembrie la Bruxelles. O dezbatere pe care am organizat-o împreună cu Dan Luca la Parlamentul European, o dezbatere care, după părerea noastră, a fost una foarte reușită. Au fost aproximativ 50 de participanți, au împărtășit gânduri, idei, concepte.